Ca în fiecare an, în perioada 19-21 august, în centrul orașului s-a organizat, spre disperarea celor care locuiesc în zonă, o nouă ediție a Târgului de Gustar. Proiectul este coordonat de muzeografii Relu și Iulia Butnariu, care și-au propus și în mare parte au reușit să promoveze meșteșugurile populare din zonele tradiționale românești. Târgul de Gustar este un târg al meșterilor populari, așa cum se organizează din anul 2004 la Roman, început cu etnograful Marcel Lutic, rămas ulterior pe spezele muzeografului Relu Butnariu și a echipei noastre. Până la urmă, este o manifestare care a prins tradiție la Roman și care promovează meșteșugurile și meșterii, încercând să le apere cumva interesele în economia de piață, încercând să le facă o bună imagine în rândul unui public nespecializat și în acest fel nu doar să facă o vânzare, pentru că noi nu am conceput această activitate ca fiind una comercială, ci o activitate culturală într-un spațiu expozițional atipic, stradal, care să permită accesul publicului de orice categorie la vizitarea standului. În momentul în care un meșter se înscrie la această manifestare, el are asigurat un spațiu în care intră în contact publicul cu el. La aceste târguri organizate în spații expoziționale atipice, stradale, se stabilesc contacte între meșteri și cei care achiziționează asemenea obiecte artizanale. Vânzarea pe care o face aici este, să spunem, insuficientă și irelevantă, pentru că și meșterul și organizatorii încearcă foarte mult să lucreze la capitolul imagine pe principiul asigurării unor contacte ulterioare, adică o adresă de poștă, un e-mail, un număr de telefon, la care meșterii primesc comenzi pe tot parcursul anului și pe care le onorează. Deci vedeți că nu este o manifestare care să aibă loc doar pe intervalul la 3, 5 sau 7 zile, da? Ci este o manifestare care are eco pe tot parcursul unui an. Nu mai vorbesc de imaginea pe care o facem orașului prin intermediul meșterilor pe care îi aducem la târg și care se înscriu și în alte manifestări similare la București, la Sibiu, la manifestările organizate de instituțiile de profil. Mă refer aici la Muzeul Satului, la Muzeul Țăranului Român sau la Muzeul Astra. Meșterii populari, mai puțin ca la alte ediții, au venit la Târgul de Gustar din diverse zone etnografice ale țării, dar și mai mulți au venit din Moldova. Au fost invitați 40 de meșteri, dintre care au ajuns aproape toți, mai sunt doi pe drum, sperăm să ajungă în timp util până la deschidere. Din ce zone? Din zone, din cam toate zonele etnografice ale țării, mai bine reprezentată este Moldova și Transilvania, dar sunt și din Muntenia destui de mulți. Sunt meșteri, în special din zona Harghita și Covasna, care dau dovadă de o foarte mare seriozitate atunci când participă la târguri și reprezintă un model comportamental, atât în relaționarea cu publicul, cât și în ceea ce privește desfacerea produselor lor și educarea publicului prin dialog. Și unii care învață din mers, pentru că, vedeți, mai sunt și oameni care intră mai nou pe această piață. Mă refer la cei care preiau un meșteșug de la părinții lor sau de la vecini. Iarăși un aspect important pe care noi încercăm să-l încurajăm, pentru că mulți dintre meșteri sunt în vârstă. Târgul de Gustar, organizat în luna august, se află deja la a șaptea ediție. Partea expozițională nu are legătură, spun muzeografii, cu cea de alimentație publică, în care se consumă grătare, mici sau bere. Nu, sunt două proiecte distincte, până la urmă au fost mixate într-unul singur, dar ele rămân distincte în fond. Târgul de Gustar, denumire care aparține etnografului Marcel Lutic, să nu uităm, a fost organizat în acest amplasament, în jurul statuii Roman Mușat, iar acel festival tradițional al meșteșugarilor se organizează pe direct pe stradă, înțeleg. Nu blocăm noi traficul, deci chiar nu ne simțim responsabili pentru așa ceva. Pe 80 5, spectacolul are loc în perimetrul respectiv. Probabil că e vorba de gustul publicului. În Roman există o cerere și o ofertă. Administrația locală se pliază și ea probabil pe... Bănuiesc că s-au făcut niște studii de piață să vadă care este impactul acestor manifestări. Se pliază pe cerința publicului romașcan. Meșterii populari din diverse zone etnografice păstrează și transmit tradițiile din generație în generație.
generație. Am mai venit odată. Și de ce ați revenit acum? Păi, în lipsă, când am avut unde merge în altă parte, mi-a părut bine că s-a invitat aici. Păi, normal că e frumos organizat în centru, tot în centru mai venit odată așa aici. Și sper să fie bine pe viitor. Mersă, ce faceți? Aceste... Pun, noi zicem, baier la o traistă. Și ce mai lucrați afară de traistă? Cos. Acasă am stat, ivițe, spânza, de la firul de ață și până la cămașa gata o fac eu. Așa. Fiile din spate sunt făcute în casă, da? Da, da, e pânză țesută în casă. Și altele sunt cusute, altele sunt țesute. Depinde și așa. Și la fiecare lucru trebuie migală, trebuie să ai trageri de inimă. Dacă nu ai trageri de inimă și pasiune pentru lucru, nu-l poți face. Și sunt obișnuită, de mică copilă, în casă s-o lucrați, așa am moștenit și eu. Executăm toate produsele, numai din esențe moale, în special plop, tei sau salce. Nu știu, aici la dumneavoastră se spune salcă sau cum se spune. Deci, aproximativ la fel. Deci, fabricăm de la cele mai vechi obiecte care se fabricau și cred că se fabrică și, adică se execută și la dumneavoastră aici în zonă, lingurile, covețile. Mai nou acum avem acele platouri rustice, care se execută numai în localitatea Băbeni, noi am trimis în toată țara, aceste măsuțe, dar sunt dintr-o singură bucată, nu se execută cum se executa odată din blănițe îmbinate, are grosime de 7 cm, scaunărele care... O măsuță? Depinde de mărime. Și aceste scaunele, care se executau și atunci, dar am mai făcut ceva modificări la ele, nu mai străpungem blatul. Aceste boluri sau găvane, nu știu cum e spus corect, platourile astea rustice, iar la spus, pentru mămăliguțe în special, dar se folosesc și la grătar. Acele găvane sau boluri pentru frământat, de dimensiuni mai mari, mai... deci diferite dimensiuni. Am mai fost, da, în zile venim aici. De ce ați venit? Este un târg bun acesta? E bunișor târgul, lumea cum se cade. Pe perioada aceasta reușiți să vă acoperiți cu vânzările, cheltuielile de... Noi venim așa mai de plăcere, că venim, am venit de atâția ani, cunoaștem... A câta ediție sunteți asta? Păi venim de vreo 6 ani. Da. Și spuneți că piața romașcană nu este una bună. E pântre, așa. Nici... bună, bună, nici prea rea, nici prea, e pe la mijloc, așa. Vorbiți-mi un pic de produsele pe care le expuneți. Produse avem, produse numai de casă, afumate la fumătoare de lemne. Și brânza de burtuf, cașul afumat, care nu prea se găsește pe aici, prin zonă. Sunt e mai... ferma dumneavoastră? Da, în ferma noastră sunt toate. Și porcul, și oaia, și brânza, și toate. De regulă, unde, în mod obișnuit, unde desfaceți aceste produse? La noi, da? În zona acolo, la noi, la întorsor. În piață? Da, în piață. Și participați și la aceste târguri? Mai venim și pe la târguri, da. Da. Pentru a treia oară am venit, da. De la deschiderea atelierului, la care am participat și noi, până așa. Acum s-au dat comenzi? Da. Au fost și comenzi de către oameni cerute, adică au venit oamenii și au făcut anumite comenzi. Sunt și, în general, cam vânzările sunt individuale, așa, adică vin oamenii la târg, cumpără câteva produse. Comenzi speciale sunt, dar mai puține. În general, cele mai multe vânzări sunt aici, la târguri, vin oamenii și... La câte târguri de la deschidere până acum ați participat și în ce localități? Aici, la Roman, de 3 ori. Asta este a 3-a oară. Nu mă refer numai la Roman. La Iași, la Pașcani... și chiar și în sat la noi, am făcut de câteva ori. La Săbani.
Și ați mai participat și la zile ale comunelor din jur? Da. La târguri. În general, la târguri mergem. Edilii au dedicat acest târg de gustar românilor care muncesc în străinătate și care s-au întors acasă în concedii. Asistăm la târgul de gustar la zilele diasporei, care se fac de ani de zile. Adică este deja intrat în tradiție, prins în statutul municipiului roman, nu sunt elemente suplimentare. Și întotdeauna noi, în luna august, am dedicat venirii stranierilor acasă o întâlnire. Ați văzut și ieri, m-am bucurat că la întâlnirea cu romașcanii din alte țări am avut prezențe din diferite țări și din Europa și din alte continente. Ați văzut și din Germania, din Italia, din Irlanda, din Norvegia, din Coreea de Sud. Au venit oameni să stea de vorbă, să-și spună punctele de vedere. În paralel a fost organizată și partea de alimentație publică, unde timp de 3 zile pe scena din centru au evoluat artiști de muzică populară și ușoară de la nume consacrate la formații foarte tinere.